Vineri 15 ianuarie 2021 va începe etapa a doua vaccinării destinată persoanelor vârstnice și cu boli cronice. În această etapă, programarea se va face prin medicii de familie și prin intermediul angajatorilor, campanie ce va fi coordonată la nivelul prefecturii. Centrele vor funcționa de la orele 8 până la 20 și vor fi deservite de către medici, asistente medicale și registratori, precum și personal de pază și de curățenie. La Făgăraș sunt amenajate două centre, unul la Liceul Tehnologic Dr. Ion Șenchea, în sala de sport, iar al doilea la Liceul Teologic Ortodox Sfântul Constantin Brâncoveanu, tot în sala de sport. Va fi centru de vaccinare în urma unei adrese primite de la Prefectura Brașov. Am fost înștiințați că împreună cu încă o sală de sport din orașul nostru vom fi centru de vaccinare. Am înțeles că sala noastră de sport va intra, va fi amenajată pentru ca centru de vaccinare. DSP-ul împreună cu Primăria Făgăraș se vor ocupa de amenajarea circuitelor, de amenajarea spațiului. Noi am pus la dispoziție sala de sport, cum să așteptăm să înceapă campania de vaccinare. Procedura care urmează să fie făcută la momentul vaccinării este următoarea. Odată ce ajunge la centru, pacientul va fi termometrizat la intrare, după care acesta va intra într-o recepție. Acolo îi va fi scanat buletinul. Va primi un formular pe care va trebui să-l completeze dându-și astfel consimțământul pentru vaccinare. Cu formularul se va duce în sala de așteptare. Acolo va fi preluat de un medic, după care va efectua triajul. După triaj și completarea formularelor, va trece în zona de vaccinare. Această zonă este separată în puncte de vaccinare individuale, dotate și utilate conform normelor, cu fluxuri bine delimitate. Acesta este etapa unde vaccinarea propriu-zisă se va întâmpla. În urma completării datelor în Registrul Electronic Național de Vaccinare, pacientul va primi adeverința, cum că a fost vaccinat și va merge în sala de așteptare post-vaccinare, unde va trebui să stea timp de 15 minute, după care este liber să plece acasă.